Hai să mergem un pic în partea de meditație, pentru că poate v-am răscolit un pic acum cu ceea ce v-am spus și poate întrebările acestea au fost un pic cam personale și un moment de reflexie foarte bun pe care l-ați avut. Așa că te invit să te așezi confortabil, să-ți găsești o poziție relaxantă, eventual dacă este printre primele dăți în care faci meditație, te invit să te așezi cu spatele rezemat de ceva și nu întins, pentru că atunci mintea ta o să creadă că e nevoie să dormi și va intra în starea de somn și nu în starea de meditație. Am să te invit acum să închizi ochii și să aduci câteva respirații în corpul tău. Inspirăm până la 4. 2, 3, 4. Ținem aerul până la 4. 3, 4 și expirăm până la 4. 3, 4. Mai facem încă o dată asta. Inspirăm. 3, 4. Ținem aerul. 3, 4 și expirăm. 3, 4. Bun. Și ultima dată. Inspirăm. 3, 4. Ține. 3, 4 și expiră. 3, 4. Foarte bine. Acum că avem corpul mult mai relaxat, putem să vedem ce se întâmplă în corpul nostru și începem să facem din nou o scanare. Ne ducem în mintea noastră, vedem ce gânduri avem aici și ne uităm la ele ca la un televizor. Lăsăm toate gândurile noastre să apară pe ecran și să plece. Dacă este vreun gând care nu vrea să plece, ne uităm la el, îi mulțumim că este aici și vom spune că ne vom ocupa de el un pic mai târziu. Apoi, dacă ți-ai analizat gândurile, te invit să asculți ce se aude. Unde ești tu acum? Poate ești acasă, poate ești în natură, poate ești într-o grădină. Ce sunete auzi? Revino apoi către tine și relaxează creștetul capului, relaxează fruntea, ochii, buzele, relaxează bărbia, gâtul, vezi dacă este vreo tensiune în umeri, relaxează umerii, lasă-i să cadă așa moi, relaxează brațele, pieptul, relaxează abdomenul și coapsele, relaxează picioarele și degetele. Iar acum, întregul tău corp este relaxat. Te invit acum să-ți imaginezi că ești pe o plajă și pășești desculți pe nisipul fin, în fața ai marea. Te bucuri de senzația pe care ți-o dă nisipul atunci când atinge picioarele. Poate găsești și niște scoici pe care le vei lua, te vei uita la ele. Și undeva în depărtare ai să găsești un hamac. Am să te rog să mergi la acel hamac și să te întinzi. Privește cerul. Cum este el? Poate e înstelat, sau poate e plin de nori, sau poate e doar albastru. Doar privește cerul. Ești în locul în care nimic rău nu ți se poate întâmpla. Este locul în care, cu curaj, să setezi acum o intenție, o dorință pe care o ai.
setează această intenție sub formă de aleg să am în viața mea și spune ceea ce îți dorești. Cu curaj, știind că se va îndeplini. După ce ți-ai setat intenția, poți să mai stai un pic pe hamac sau te poți bucura de apa mării. Și ușor, ușor revenim cu atenția în momentul prezent. Începem să ne mișcăm degetele de la picioare și de la mâini. Ne întindem. Și când suntem pregătiți, putem să revenim aici și acum. Felicitări! Tocmai ai avut un moment de tu cu tine, un moment al tău, un moment în care ți-ai oferit iubire. Poți să-ți îmbrățișezi corpul și să-i mulțumești că este aici și că face atât de multe lucruri pentru tine. Să-i mulțumești și creierului că este aici și gândește atât de mult pentru ca viața ta să fie așa cum este acum. Și inimii tale să-i mulțumești că este aici și bate tot timpul pentru tine și te ajută să ajungi acolo unde îți dorești. Și ție să-ți mulțumești că ești aici, că ți-ai acordat acest timp. Și acesta este primul pas pe care poți să-l faci atunci când simți că te apropii de burnout. Să-ți iei mici momente de pauză în care să evadezi în mintea ta, să lași deoparte toate gândurile acestea care te apasă și să fii tu cu tine. Să știi că acum meriți un premiu. Meriți să te răsfeți, poate meriți o înghețată, poate meriți o ciocolată, poate o pizza. De ce nu? Fă și sărbătorește-te, iar eu rămân aici și ne vedem data viitoare cu un alt videoclip despre sănătatea profesorilor. Vă pup! Aveți grijă de voi!